mare țară islamică din Europa. Dacă scoatem Turcia din cap. Și perspectiva islamului în Rusia este foarte interesantă. Am pus aici și câteva cărți. Probabil că colegii mei care au făcut, au vorbit anterior, care au vorbit despre relația geopolitică, sociologie, s-au referit și la aceste cărți. Dinamica islamului în Rusia. În 1989 erau 5 entități ale Federației Ruse în care islamul era majoritar. Recensământul din 2010 demonstrează că sunt deja 10 entități în Federația Rusă în care islamul este majoritar. Peste câțiva ani, 20 de ani, luând în calcul dinamica demografică a Rusiei de azi, vor fi 13 subiecte federale ale Rusiei cu populație majoritar musulmană. Să nu uităm că fie acum, în momentul de față, fiecare al șaptelea cetățean al Federației Ruse este musulman. Fiecare tânăr al Rusiei, cu vârstă mai mică de 15 ani, fiecare al patrulea tânăr este musulman. Deci fiecare al patrulea recrut al Armatei Federale Ruse, în momentul de față, este un musulman. Din Caucasul de Nord sau din Pohorgia, tătarii, care numără aproape 11 milioane, sunt a doua comunitate după ruși în Federația Rusă. Și Moscova este orașul cu un european cu cel mai mare număr de musulmani în momentul de față. Deci sunt câteva date extrem de interesante, de aici și controversata relație a puterii de la Moscova cu Biserica Ortodoxă Rusă, care poate să îndepărteze sau poate să forțeze republicile musulmane spre secesionism. Ori în multe din aceste regiuni, musulmanii reprezintă peste 90%. În Dagestan sau în Ingușetia, musulmanii sunt peste 90-95% conform datelor din ultimul recensământ. Ultimele capitole sunt consacrate problemelor mari ale Rusiei de azi. Prima mare problemă a Rusiei este problema demografică. Problema demografică care are două componente. Îmbătrânirea populației, în special a populației de origine rusă, și atrag aici atenția ce spune directorul Institutului de Sociologie al Academiei de Științe a Rusiei, care spune, nu găsesc citatul, dar din memorie, atenționează că în 50 de ani vor fi 36 de milioane de ruși. Dacă proiecția demografică de azi va continua, ori este o creștere negativă spectaculară a etnicilor ruși în Federația Rusă, și creșterea populației în Federația Rusă, asta este interesant să vedem cum se schimbă raportul în anumite regiuni între populația tătară sau populația turcică și populația rusească. Regiunea Astrahan, o dau ca exemplu de mutație, și regiunea Orenburg. Am luat două regiuni ca să exemplific schimbarea dinamică în decurs de 25 de ani a proporției populației în aceste zone. Alcoolismul, care este a doua problemă asupra cărei atrag atenția medicii și sociologii din Federația Rusă, în special în unele orașe din Federația Rusă, și toate bolile care sunt legate de aceasta. Migrația internă din Federația Rusă, megapolisizarea, faptul că se concentrează populația în câteva orașe și sunt lăsate regiuni întregi, sate întregi care rămân depopulate, Moscova care atinge 11 milioane și în același timp regiuni alăturate care sunt depopulate sau în care depopularea continuă. Apoi presiunea demografică care vine dinspre țările vecine. Așa cum spun aici, viitorul Rusiei nu se joacă pe Don sau pe Nistru, unde mulți cred că acum este cel mai important pentru Rusia ca zonă geopolitică, viitorul Rusiei este la Amur. Ori alături de Rusia este o țară cu 1,5 miliarde de locuitori, care are încă o memorie a posesiunilor teritoriale pe care le-a avut în Siberia, este vorba de China, care până în 1860 stăpânea o bună parte din Siberia de azi, regiunile Amur, Khabarovsk, Primorie, care făceau parte din Imperiul Chinez și care au fost anexate de Rusia în 1960. Deci, și deja 3 milioane de chinezi care sunt prezenți în extremul Orient Rus. 3 milioane de chinezi, imaginați-vă că extremul Orient Rus avea 17 milioane de locuitori, are 14 milioane în momentul de față, 3 milioane nu mai sunt, dintre care 14 milioane, 3 milioane nu mai sunt ruși. Dacă ținem cont de faptul că capacitatea de export demografic al Chinei este 21-24 de milioane pe an,
Siberia are în total 40 de milioane de locuitori. Vă dați seama ce înseamnă pulsația demografică a Chinei și capacitatea demografică de export a Chinei spre aceste zone. Mulți, și aici cu asta încep, de fapt, capitolul legat de China. Într-o carte intitulată China contra Rusie, victoria nu va fi a noastră, o carte puțin cunoscută publicului de aici, deloc cunoscută în Occident, așa scriu aici, China contra Rusie, victoria nu va fi a noastră, așa se intitula un studiu mult discutat pe forumurile rusești de socializare, apărut în februarie 2010, în cunoscută revista americană Popular Mechanics. Autorul Alexander Harnachikhin, director adjunct al Institutului de Analiză Politică și Militară din Moscova. Concluzia cercetătorului rus nu e deloc liniștitoare pentru țara sa. Iată ce spune acesta. Întrebarea nu e dacă China va ataca Rusia, ci când o va face. Dacă vreodată împotriva Rusiei va fi desfășurată o agresiune militară de proporții în formă clasică, atunci cu o probabilitate de 95%, dacă nu chiar de 99,99%, agresorul va fi China. Nu e deloc singura poziție de acest fel pe care o putem întâlni în analizele experților și cercetătorilor ruși, chiar dacă în vestul Europei sau în SUA, de cele mai dese ori, Rusia și China sunt percepute ca aliați firești. Fac trimitere și la studiul chinezii. De consulta, a face o analiză a punctului de vedere a Chinei asupra Rusiei, importanță și chineza. Deci am fost nevoit să fac apel la traduce, dar Cartea Albastră, editată de Academia de Științe Sociale a Chinei, spune următorul lucru. Probabilitatea restabilirii unor raporturi de alianță între Republica Populară Chineză și Federația Rusă e scăzută. E o constatare pe care o găsim în acest raport, Cartea Albastră, realizată de Institutul pentru Asia-Pacific al Academiei de Științe a Chinei. În fond, Rusia și China de azi sunt constrânse să aibă alianțe circumstanțiale, de circumstanță, pe anumite subiecte, Siria, Libia, dar dacă facem o analiză a dosarelor, a preocupărilor geopolitice a celor două țări, ele sunt contradictorii. Care sunt interesele de bază ale Chinei? Asia Centrală, ca zonă mare de resurse naturale. Siberia, Kazahstan. În toate aceste zone, inamicul Rusiei, adversarul Chinei, nu este Occidentul. Nu sunt Statele Unite. Adversarul cu care se va confrunta China va fi Rusia. Și rușii înțeleg foarte bine, unii ruși. De altminte, și în cercurile militare rusești, dacă facem, Harnachikhin este militar. Militarii, spre deosebire de structurile de securitate, înțeleg mult mai bine că pericolul pe care îl are Rusia vine nu dinspre NATO, ci vine anume dinspre China. Ori, deseori, jurnaliști, oameni apropiați puterii acum, consideră că pericolul vine dinspre NATO. Cum spun foarte mulți analiști ruși aici cu pondere, nu există temei pentru disensiuni puternice între vest și între ruși. Nu există temei pentru dispute între Paris și Moscova, Paris și Berlin și chiar nici între Moscova și Washington. Deci Rusia nu mai este astăzi o putere autonomă. Gândiți-vă că la nivel la număr de populație Rusia este depășită de Bangladesh. Adică nu mai este o forță demografică foarte mare. Are 140 de milioane de locuitori, este sub țări ca Indonezia, ca Brazilia, ca Bangladesh, ca Pakistan. Deci este o țară de talie medie în sens demografic. Germania are 84 de milioane de locuitori. Deci are peste jumătate din populația Rusiei. Germania și Franța împreună au mai mult decât Federația Rusă. De unde disproporția, care unii cred că este o disproporție între Rusia și Europa, este falsă. Economic vorbind, Rusia este a cincea putere a Europei. Deci este economic sub Germania, bineînțeles, de departe, sub Marea Britanie, sub Franța și puțin sub Italia. Deci este practic comparabilă cu Italia. Deci dacă s-ar produce astăzi o Europa, așa cum o vedea Mitterrand, de la Atlantic la Pacific, Rusia ar fi a cincea putere economică a Europei. N-ar fi deloc nici măcar a doua sau nici măcar a treia. Bineînțeles că ceea ce sperie deseori este potențialul militar al Rusiei. Dar chiar și în sensul potențialului militar, vedem că Rusia nu mai este ce a fost altădată. Rusia are al treilea buget militar,
China are un buget militar de 2,5 mai mare și de altminte, analiștii militari ruși, așa cum spun aici, se întreabă împotriva cui se înarmează China. China se înarmează împotriva Japoniei, se înarmează împotriva americanilor sau se înarmează împotriva rușilor. Ori analizele strategilor ruși, militarilor ruși arată că districtele militare în care se produc cele mai multe schimbări sunt districtele din Manciuria și din Uiguria, adică la hotarul cu Rusia și cu Asia Centrală. Nu există o zonă, o predilecție pentru zona sud.